Comuna Balta este o frântură de bază, înconjurată de dealuri și păduri seculare, ce se răsfață la răsăritul și apusul soarelui, sărutată de frumusețea tainică a munților mehedinți. Toamna, cu alei nuanțe, desăvârșește frumusețea acestui colț de lume. Cornetul Bălții, Cornetul Babei, Cornetul Cerboanei, Valea Țâșnei, Peștera Balta sunt locuri care fascinează și încântă călătorul prin aceste locuri. Natura își deservește opera în acest colț din mehedinți, folosindu-se de nuanțele toamnei. Verdele braților este completat de roșiaticele frunze ale fagilor, stejarilor, gorunului, frasinului și cine știe câți alți falnici arbori ce îmbracă munții. Căpițe la tot pasul, iar aici și colo, pe câte o colină, câte o pată de culoare. Sunt turme de mioare sau cirezi de vite, căci la Balta, în județul Mehedinți, oamenii locului sunt crescători de animale. Așa au deprins obiceiul, iar astăzi le insuflă și copiilor lor dragostea pentru animale, astfel că printre ei se numără tineri absolvenți de facultate, chiar masteranzi. La margine de sat, pe coline, fermele locuitorilor din Balta răsar la tot pasul. Am păvosit și noi la una dintre ele și am găsit o întreagă familie angrenată în dezvoltarea fermei. Pe pământurile cumpărate sau moștenite pășteau în voie vitele, în vreme ce fermierii profitau de timpul frumos pentru a finaliza fânarul și grajdul în care își vor găsi adăpost vitele de la fermă pe timpul iernii. Povestea afacerilor începe cu mult timp în urmă, pe vremea bunicilor. Sunteți unul dintre crescătorii de vite din comuna Balta. Câte capete aveți și cum a început această idee de a pune pe picioare o fermă? Fiind născut, crescut în zona de munte, am fost legat de la părinți, am moștenit dragostea aceasta față de creșterea animalelor, vaci, oi. Bineînțeles, fiind copil, aveam 3-4 vaci, 10 oi. După ce am terminat școala, seminarul, m-am preoțit și m-au atras locurile natale, venim preot aceea, am continuat tradiția părinților de a crește în continuare animale. Am plecat de la 2-3 vaci, am ajuns la 7-8, peste 10 și acum peste 30. Nu a fost un drum lin, căci lipsa unui colector de lapte, problemele din infrastructură care fac greu accesul în zona fermei, subvențiile venite uneori cu întârziere, nu l-au descurajat. Care sunt problemele cu care vă confruntați ca și fermier? Probleme sunt multe. În primul rând, așa cum a zis, infrastructura aici care pune problemă. Accesul e mai greu. N-avem curent, producem cu un generator pe benzină. Pe parcurs poate vom merge pe paunurile astea voltaice, dar... Mai sunt multe investiții de făcut. Cât de greu este să creșteți un număr atât de mare de vite? Dacă pui și dragoste și pasiune împreună cu munca, treci peste toate greutățile. Însă sunt probleme, vedeți... Banii la apia se virează cam cu întârziere, timpul, seceta de anul trecut, de asta vară, ne-a cam afectat, dar cu ajutorul Dumnezeu mergem înainte. Lapte, brânză sau vindeți până la cel mai mult viței? Care este, de unde vine profitul afacerii dumneavoastră? Păi profitul vine cam din ambele. Vândem și brânza. Așa, și viței, deși puterea de cumpărare a cam scăzut. Am dat în anii trecuți la fabrica de procesare de la Droveta Turnul Severin. Ne-au dat o seapă de vreo 80 de milioane banii pe toată perioada de vară. Domnul Genică Boerică era patron atunci și cam după el a fost potopul, cam din câte am înțeles. Și acum mai este vreun colector de lapte? Nu. Și nici în județ nu e. Închegăm, facem brânză și o vândem pe piața liberă. Și viței, de unde vin cumpărători pentru a lua de la dumneavoastră viței? Păi, dăm mai mult, vedeți, la truc. Luăm iarbă de la proprietarii, le dăm în produse viței, brânză și mai găsim așa câte un beneficiar.
și a crescut cei doi copii în cultul muncii, după cum ne mărturisește, iar astăzi toată familia lucrează la fermă. Pe fica sa, masterand, am întâlnit-o în mijlocul vițeilor, care îi sunt tare dragi. Și ați rămas alături de părinții, ați terminat facultatea, ați făcut un master, da. Și ați rămas să dezvoltați alături de părinții noastră ferma. Lângă noi este unul dintre mezinii de la fermă, cum îl cheamă? Chiar mezinul este, nu are un nume, dar ea este Alma. E tot un vițel de limuzin, nu are coarne. Și i-am pus, a fost un film atunci și i-am pus nume. El e mucenic, e făcut pe 9 martie. Da. Nu știu, ea nu are, nu are nume. Cred că îi pusesem Andreea într-un timp, nu știu. Avem acolo pe Marta, pe Mărțișor, pe Alexandru. Și pe Daria, dar cred că dorm acolo. Animalele vă iubești și noastră le iubiți pe ele? Păi mângâiem și suntem cu ei și tot timpul ne... Da, și ne relaxăm prin asta. Avem și pui mii și găini și tot timpul și iubim animale și probabil ele simt asta. Sunteți un caz aparte, pentru că majoritatea tinerilor, după ce termină o facultate, după ce fac un master, nu se reîntorc la casa părintească, iau deseori drumul străinătății cel mai în ultima perioadă. Probabil, nu știu, n-au acasă o bază, noi dacă noi de aici am crescut de mici și treptat am dezvoltat și am ajuns unde suntem acum. Dacă am fost toți, facultatea am ales să fac în Severin, să fac studiile în Drobeta Turnu Severin, să fie undeva mai aproape, să putem să fim, să fac și școala și la aproape de casă. Și am făcut-o în sensul că dacă să pot să iau un loc de muncă ori mai aproape sau să mă ajute să pot să dezvolt vreun proiect având studii superioare, să mă ajute cumva în vreun fel. Lăsăm în urmă ferma familiei Roată și după ce străbatem alt drum peste coline, pe cărări înguste, străjuite de arbori, ajungem la stâna lui Vasile Cucu, alt crescător de animale. De această dată, în staul se află oi. Suntem alături de un alt crescător de animale din comuna Balta. Ce animale creșteți dumneavoastră și câte capete aveți? Eu am și bovine, am două vaci cu de lapte și doi vițeluși, vreo 70 de familii de albine și 125 de oi. De ce ați ales să faceți, să vă ocupați cu creșterea animalelor? Fiindcă asta s-a moștenit din bătrâni. Când a fost lumea la noi aici, cu asta s-a ocupat bunicul, tata, eu, copiii mei, creșterea animalelor. Care sunt totuși problemele cu care vă confruntați? Că nu este ușor totuși să crești un număr atât de mare de animale. Păi eu știu... Probleme sunt multe, dar și cu drumul ăsta pe aceea s-ar putea să, domnul primar, să-l ajutăm cu proiectele, să le rezolvăm, să facă drumul mai bun, să venim cu mașina, cu tractorul până la firmă acolo, să... Și dacă nu e drumul bun, nu putem să venim să ajungem până la... Și ce faceți cu numărul mare de oi pe care veți? Faceți brânză, vindeți oile, miei în primăvară? Miei vândem, mai și folosim în gospodărie, dar îi vândem pe piață, brânza la fel. Aveți o piață de desfacere? Unde mergeți cu produsele pe care le aveți? Unde se poate. O piață, vedeți, la noi aici departe de Turnul Severin. Cum putem să rezolvăm? La poalele cornetului Babei, acolo unde se află stâna, în preajma izvorului alb, Vasile Cucu și-a făcut pentru sufletul său o crescătorie de crapi. Oamenii ce-și duc traiul în comuna Balta sunt oameni care iubesc animalele, munca, hotărât să-și facă din colțul lor de lume o bucată de rai. Pe lângă, într-adevăr, pe lângă creșterea oilor, a vacilor, am zis să mai facem și o crescătorie de pește, de crap. Am avut prima dată păstră și nu merge. Păstrăul consuma foarte mult curent, că trebuia să apa oxigenată și nu mergea. N-am mers ca să scoatem producție pentru să mai și rămână. Câștig. Nu. În schimb, crapul merge mai greu, dar e o frumusețe, practic, cum s-ar spune, pentru noi. Din când în când, între un mulț de oaie, mai aruncați bucat de pâine și mâncare și pește. Da. Când și când, în fiecare zi aruncăm pâine, mănâncă foarte multă pâine, dar e mai... Nu chiar cum e păstru. Păstru vă consumă și mâncare specială pentru ei și nu le convine. Crapii mai sunt mai puțin pretențioși. Crapii mănâncă și iarbă, cum s-ar spune. Îi veți crește și vă veți
aveți ospătașii din ei la un moment dat? Bineînțeles, sigur că pentru asta ne ocupăm, să creștem. Când ați început să puneți puiet aici în Balta? Avem 3 ani de când, cu un cumnat al meu care lucrează pe la Motruș, cu el. Și ați gustat din crap, din producția proprie? Da, am prins cu undița, altfel nu, e adânc, e foarte adânc, are 3 metri adâncime și nu putem să intrăm. Am săcat apa ca să vedem odată ce îi și n-a reușit să vină, fiindcă intră în amul. Și n-a reușit să scoatem nimic, să prindem. Așa că tot cu undița, plăcerea pescarului să bage undița în val. E și frumos să stai pe mal vara și cu undița să pescuiești un pește. Luăm drumul ulițelor satelor și atenția este captată de Opera Omului, case vechi tradiționale cu beciuri mari sub odăi, cu pridvoare largi, fermecați de peisajul ce-ți taie răsuflarea, pe cărări înguste ajungem la Biserica Sfântul Ștefan din Gornovița. Monument istoric, biserica de lemn fără turlă pare să fie ridicată în jurul anului 1813, deși o cruce din lemn din biserică este datată 1762. Cochetă micuță vorbește de istoria acestor locuri, ca și biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Prejna, refăcută pe locul bisericii din lemn, construită de Tudor Vladimirescu și Gheorghe Duncea, omul său de legătură cu turcii din Adacale. Ridicată în 1808, bisericuța din Prejna a fost înzestrată de Tudor Vladimirescu cu pământ, cărți bisericești, icoane, semnate și datate Ghiță Zugravul 1808. Facem un popas în satul Gornovița, unde parfumul vremurilor de altă dată se simte la tot pasul. Case vechi de peste 100 de ani încă sunt locuite. Oamenii ai locului, purtând straie populare, nu doar în zi de sărbătoare, te întâmpină când le bați la ușa gospodăriei. Cu batic pe cap, în cămașă și opreg, Anica Gornovicianu ne poftește în gospodăria sa, în mijlocul căreia tronează mândră casa veche ridicată de bunicul său, acum mai bine de 100 de ani. Acolo este întregul său univers. Am bătut la poarta casei dumneavoastră, ne-ați așteptat atât de frumos îmbrăcată în por popular, în casa dumneavoastră care spuneați că este veche de 100 de ani. 100 de ani casa noastră e făcută de bunici. Și noi o păstrăm, e făcută din lemn. E mult mai cald ca în bucătărie, ca de beton. E mult mai cald. Un braț de lemne, dorm ca în băi. Aici, ciment pe jos, ciment pe sus, mă ustură carnea. Nu pot să stau nici, că dau la păsări și până în strâng dicea, că vara e cald, e bine jos. Dar iarna-i frică. E casa în care dumneavoastră v-ați născut și ați copilărit. Am copilărit, m-am născut, am crescut și băi, copiii mei, am mai crescut și din nepoți. Și eu și mama, că mama fiind aici, pe urmă eu am lăsat pe a mea mică la 2 ani și am plecat la servici. Că m-am despărțit de soț, cu 3 copii, am avut o viață mai complicată așa. Și am lucrat 20 de ani în vagoane. La 20 de ani am văzut că condițiile din ce în ce mai grele, nu mai rezist, am plecat. Am plecat și după vreo 10-15 ani mi-a venit limita de vârstă și m-am dus și mi-am pus dosarul de pensie. Gospodăria v-a rămas așa cum era odinioară, cum o știți de când ați deschis ochii. Da. Și înăuntru, la fel, aceleași încăperi, aceeași ladă de zestre tronează în odaia bună? Da, tronează lada de zestre, aceeași casă ce-o mai înădit tata pe la ea, un coridor cu un veceu sus, un șofru, în fine, o mai înădit pe la ea, dar în schimb, o mai încărcat-o pe exterior, i-o pus țiglă pe deasupra că avea tablă, curgea în ea, să ciuruise de pum, o mai schimbat, dar făcută e de bunicu și are în jur de 100 de ani. Aia. Să vede și lemnul cum e pus dintr-un cap într-altul, crăpat doar pe în două, cum le-or fi ridicat bătrânii. Că acum, în tineretul de azi, îi gubav, nu mai pot să ridice nimic. Auzi, mă doare spatele, mă doare nu știu ce. Și ăștia au murit la 80 de ani, 90 și totuși tare au fost. Ne poftește în casă și ne prezintă rând pe rând odăile. La parter e beciul cu beutura și cele necesare într-o gospodărie. Într-un ungher este atârnat un cântar. E făcut de tata la un țigan, la Cosești, la Petrică Țiganu. Și pe partea ușoară, până la 5 kg, e țanc. Pe partea grea, mamă-i minte, dar pe partea ușoară... E precis și astăzi. E precis cu el. Orice e la scântării, cântări până la 5 kg, aici atât am.
Suntem poftiți să urcăm scările, o urmăm pe gazdă și ajungem în tindă. De acolo intrăm în camera bună, unde la loc de cinste se află lada de zestre, cumpărată din vechile târguri ce se țineau prin împrejurimi. Aici se țese altă poveste cu Izar Haic. Pereții sunt colorați cu scoarțe țesute în război, cu icoane și fotografii vechi de familie. Din dulapul plin cu porturi populare, pături și macate, toate lucrate în zilele geroase de iarnă, Anica Gornoviceanu ne prezintă cu mândrie cămășile din pânză făcute de mama sa, dar și iile țesute în război numai pe un fir. Astea sunt cămăși rămase... Făcute de mama noastră? De mama. De mama și astea scusute de mine, ce multe scusute de mine. Fetele cu sac. Multe scusute de mine pe ciur și spuse pe pânză. Dar îți poate pe dus, cum să vede. Da, ca să se păstreze mai bine? Să nu se prăpuie, că ați văzut. Dar mai prăpuie. Și de ce, după ce sunt lucrurile? Pe pânză sau pe... Pe pânză, dar și pe... Ăsta ai pus pe nailon, ăsta ai pe pânză. Ăsta ai țăsut. Deci țăsut în război, exact, numai pe un fir. Concurență și ambiție să facem model pe un fir. Unul dintre cele mai impresionante locuri este vatra dintre cele două odăi de la etaj. Aici se făcea focul la pirostrii ca acum 100 de ani. Colțul este afumat de flăcări la care s-au dospit cine știe câte pâini. În amintirea acelor vremuri, când cu micul mare, cei ai casei se adunau în jurul măsuței cu trei picioare pentru a gusta bucate alese, sunt așezate câteva lemne. Și cârligele de care erau agățați cârnații și carnea de la porcul tăiat în ajunul Crăciunului amintesc de vremuri de mult apuse. O traistă veche, dar și dulapul de lemn de la vatră țes și astăzi o poveste. Este povestea Anicăi Gornoviceanu, o istorioară a unei vieți autentice, în care timpul se confundă cu veșnicia. Datorită așezării, călătorul prin aceste locuri mehedințene va întâlni peșteri și doline, cornete și ponoare, lungi. Varietatea de peisaje și mozaicul de culori naturale ale acestei zone încântă la tot pasul. Cornetul Bălții, Cornetul Cerboanei, Cornetul Babei, Valea Țâșnei sunt doar câteva dintre perlele ce alcătuiesc și reagul frumuseților naturii din Balta. Este una dintre comunele cele mai frumoase din nordul Mehedințului. Avem o suprafață de 12.500 de hectare, una dintre cele mai mari ca suprafață. Este o zonă privilegiată și de natură și de Dumnezeu. Avem în cadrul comunei noastre 5 elemente de cadru natural de interes național, prins în legea 15-2000. Le-aș enumera. Avem Cornetul Babilor și Cerboanei, avem Cornetul Bălții, pereții calcaroși de la izvoarele Coșuștii, cheile Coșuștii și Valea Țâșnei. Dintre cele mai frumoase, consider că Valea Țâșnei este perla frumuseții din zona noastră. Era zona de delimitare până în 1918 între Țara Românească și Austro-Ungaria și aș avea rugămintea la toți doritorii și iubitorii de natură și de frumos să vină în zona, să vadă pe viu și să trăiască alături de noi ce înseamnă și ce frumuseți ne oferă natura din zona noastră de competență. Le-ați trecut prea repede în revistă. Eu aș vrea să ne povestiți puțin despre fiecare dintre ele. Ne-ați povestit un pic de această perlă. Detaliați-ne puțin istoricul acestei zone în care ne aflăm astăzi. Până în 1918, Valea Țâșnei era limita între granița Țării Românești cu Austro-Ungaria. Era destul de populată și în privința locuitorilor în perioada respectivă. Și e un element de cadru natural care este încă neafectat de trecerea timpului și a oamenilor în zonă, fiind mai greu de accesat, dar pietonal se poate vizita, se pot face trasee turistice care sunt marcate corespunzător și nu e un impediment care să pună în pericol integritatea sau să fie pus în situația de a fi deviat de la traseu grupul de turiști sau doritorii de drumeții montane. După ce ne desfătăm cu imaginile pictate de natură în aceste locuri, pornim spre peștera Balta. Din centrul comunei, după aproape o jumătate de kilometru și câteva serpentine, ieșim pe un platou întins, de unde Cornetul Balta se arată în toată splendoarea sa. Ne aflăm în câmpul peșterii, o suprafață destul de netedă, acoperită aici colo de ferici ce și-au pierdut verdele și au căpătat coloratura toamnei. În acest loc, o căsuță de lemn pare să domine locul. E o construcție ridicată cu mult timp în urmă de oamenii locului. Primăveri, veri și toamne la rând conviețuiau departe de sat în preajma animalelor pe care le mânau zi de zi la pășunat. Trecem printr-o pădurice de
corn și ne scufundăm picioarele în covorul de frunze uscate, ce trosnesc melodios sub greutatea corpului. După nici 10 minute, un aer rece proaspăt răzbate din gura peșterii. Glasul unui pârâu ne îndeamnă să intrăm. Accesul este ușor în galeria principală. Pe platou, în aerul proaspăt și rece, răsună uneori muzica clasică. Ne aflăm în fața peșterii Balta. Care este istoricul acestui loc? Da, într-adevăr, suntem în fața peșterii Balta. Are o vechime de 2-3 miliarde de ani, după unii cercetători care au fost și au cartografiat peștera. Este un element de interes local în care invităm cât mai mulți dintre viitorii sau dornitorii de drumeție și speologie să vină. Accesul este liber în tot timpul anului, nu e cu un grad ridicat de dificultate, se poate pătrunde ușor, cu un minim echipament normal corespunzător al expedițiilor respective. De câțiva ani, în fiecare an, în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți și cu Liceul de Muzică Paulian din Severin, se organizează un spectacol de muzică clasică la care participă ca instrumentiști o parte din elevii liceului care au participat la mai multe concursuri și festivaluri internaționale și la care deja vin chiar și din Severin invitați și sunt încântat și apreciază spectacolul oferit de natură, cât și de Liceul Paulian din Severin, împreună cu domnul profesor și dirijorul Ilie Mărsuică. Peștera veche de milioane de ani, opera naturii în stâncă, își așteaptă tăcută vizitatorii, dornici să descopere misterele de sub pământ. Frumusețile naturii se împletesc cu armonia sunetelor, iar natura exultă la Balta.